Bun găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Recurs la Moral. În urmă cu aproximativ o lună, pe data de 28 septembrie, după difuzarea primei ediții a emisiunii Recurs la Morală, un telespectator ne-a telefonat din provincie și ne-a rugat să ne aplecăm asupra cazului domniei sale. Vă invit să urmărim povestea primului telespectator al emisiunii Recurs la Morală, care a îndrăsnit să apeleze la noi. E un caz extraordinar. Din moment ce eu n-am avut cunoștință și nu am atins cu un deget, nu ne-am cunoscut, nu ne cum că să fiu avut relații cu ea. Și eu sunt victima unui tâlhării, pot să consider așa ceva. La vârsta la care orice familie, după o viață de muncă, dorește să-și trăiască anii pensie, liniștea acestei familii a fost spulberată de o întâmplare neobișnuită. Dintr-o dușmănie între frați, Stanciu Gheorghe a găsit cu cale să se răzbune pe Stanciu Constantin, fratele său mai mic, pornind vorba în cartier că acesta ar fi lăsat o însărcinată pe Lazăr Irina, profitând de ea. Cu alte cuvinte, acesta ar avea un copil nelegitim dintr-o relație extraconjugală. Supărat și simțindu-se nevinovat, Stanciu Constantin a acționat în judecată pentru calomnie pe fratele său și pe cei ce au comentat la cârciuma acestuia. A pierdut și procesul și a plătit și cheltuieli de judecată. Mai mult, ca să se răzbune că l-a purtat prin instanță, Stanciu Gheorghe și mătușa fetei, Chițu Ana, i-au intentat proces pentru stabilirea paternității și obligarea să-l recunoască fiu pe copilul Irinei Lazăr. După parcurgerea tuturor treptelor de jurisdicție, fond, apel și recurs, hotărârea a rămas definitivă în favoarea mamei. Ca să dovedesc, să mă trimeată undeva la analize perfecte sau să mă împuște sau să-mi tai o mână. Cu ce să demn? Ce scrie raportul de expertiză medicală? Raportul de expertiză medicală spune că sunt două, pozitiv și negativ. Citim și noi din raportul de expertiză medico-legală privind cercetarea paternității concluziile medicului. Având în vedere corelațiile cu structurile din celelalte compartimente asemănătoare mamei și apariția la copil a unor structuri deosebite de cele ale adulților examinați, considerăm că, din punct de vedere dermatoglific, paternitatea bărbatului Stanciu Constantin față de copilul Lazăr Alexandru Ionuț este nedecisă. Din examinările seriologice rezultă că tatăl copilului Lazăr Alexandru Ionuț poate fi Stanciu Constantin sau orice alt bărbat a cărei grupă sanguină se încadrează în complexul seriologic compatibil filiației 0, A, B și AB. La un capăt de drum, într-un loc uitat de lume, în comuna Șotile, județul Prahova, însoțiți de domnul Stanciu Constantin, am găsit-o pe femeia care i-ar fi sucit mințile. Irina, îl cunoști pe domnul care a venit cu noi? Da. Cine e? Tatăl copilului. Al cărei copil? Al ăsta mic. Al ăsta mic. Când m-am întâlnit cu el, mi-a spus că dacă vreau să fac o plimbare cu el. Și eu i-am spus că nu ești în sura și a zis că nu, că i-a murit soția. Și m-am dus de 4 ori la rând cu el așa și în mai multe luni am umblat așa, zis cu mașina la Sinaia și la Lunga Cornului. Și dintre astea așa am rămas însărcinată și a rezultat că l-am rămas gravidă cu ăsta mic. Cum îl cheamă pe copil? Stanciu Ionuț Alexandru. Declarație pe proprie răspundere că nu am avut niciodată niciun fel de relații de orice natură cu numitul Stanciu Constantin, ca tatăl copilului meu minor domiciliat în altă localitate, în consecință recunosc faptul că am depus o mărturie mincinoasă. Crezi în Dumnezeu? Cred. Și în fața lui Dumnezeu poți să spui tu foarte sigur că ăsta e copilul domnului Stan? Este, că dacă nu era, nu ieșea analizii. Numai cu el, pe el l-am cunoscut. Pe el a fost primul și ultimul care l-am cunoscut. Și este alt al cui? E cu unul de la Băicoi care am stat eu. Deci e tot altă? Da. Și pe el cum îl cheamă? Pe care? Lazăr Ioriț Andrei. Deci ăsta are numele tău? Da. Că când am născut eu n-a vrut să vină să-l treacă pe numele lui, că l-a lăsat maică sau cu taică-su. Toată urzeala acestei povești a fost țesută de mătușa fetei, Chițu Ana, ajutată financiar de Stanciu Gheorghe, fratele așa zisului tată. Cu ce se ocupă mătușa ta care este curatorul tău?
coase. Coase, cusături. Mătușa ei s-a dat curatoare, cum se zice, și i-a scos ei un certificat fictiv că nu e de plină mintare și ia asta banii. Tu ești declarată handicapată? Nu sunt. Sunt declarată de cineva, dar... De cine? De sora lui tata, de sora lui tata. Care soră? Asta, de la Frăsinet. Asta care ia banii, da? Da. De ce te-a declarat handicapată? Adică m-a văzut că sunt dusă slab de minte, adică cum să vă spun eu? Pe mine mă înșeală banul, v-am spus. Sunt dusă așa, vezi banii, te duci, că dacă n-am neajunsurile, asta este. Te-a declarat handicapată, da? Da. Ea este curatorul tău? Da. Ce face el, ea, în calitate de curator? Ce să facă, mă ajută. Ce înseamnă că te ajută? Adică mă ajută cu bani, cu câte ceva, cu una, cu altă, și asta înseamnă că mă ajută. Ține cont de mine, ea a fost mai abitir ca mama mea. Deci tu acum, Irina, ești un om handicapat, declarat, cu un copil din Flori, făcut cu un om în vârstă, da, și cu 25 de ani de viață, da? Da. Ești o femeie fericită? Păi și dacă nu sunt... Nu, dar te întreb, ești sau nu ești? Nu sunt. Ce vreau să-i fac? Îi cresc cum pot și cum vrea Dumnezeu. Nu ți-ai găsit un om de vârsta ta? Nu. De ce? Aveai nevoie neapărat de tată la copil? Spune cinstit. Da. Îți trebuia să ai un tată, da, la copilul tău. Da? Da. Și l-ai găsit pe domnul Stanciu, că e cel mai bun dintre toți tații care pot să fie, nu-i așa? Hai, spune. Te simți vreun pic vinovată față de dânsul? Eu nu... Cinstit, în fața lui Dumnezeu. Da. Credeți că poate să fie adevărat? Nu știu. E o întrebare de pus. Adică, ca să faci fapta asta, el are femeie, nu prea cred. Și are și femeie ca lumea, nu prea, nu știu. Nu cred. Și eu sunt în vârsta lui și cred că așa ce n-aș făcut. E o chestie, adică, ceea când e copil, nu. Nu pot să mă lumea, bă, lumea așa e, poate și de mine vorbesc eu care mă de care, nu se poate. Nu cred, n-are cum. M-a auzit, dar n-am crezut. N-ați crezut? N-am crezut și nu cred nici la ora. Ce s-a întâmplat? Din auzite că ar fi fost aici cu o nenorocită, să zic așa, care n-avea niciun căpătăi. Și nu, adică nu pot să cred așa ceva pentru omul ăsta, că el e un om destul de... Îl cunoașteți, da? Dar bineînțeles, suntem aici, vecini și... Știți că sunt certați frații între dumneavoastră, da. Chiar dacă stau vis-a-vis, și am înțeles că fratele ar fi pornit toată această discuție. Da, între ei au fost discuții și nu ne băgăm noi. Doamna Stanciu, spuneți-mi, aveți încredere în soțul dumneavoastră? Da. Sunteți ferm convinsă că n-a greșit? Eu, dacă n-am avut niciodată niciun... N-am avut așa, în privința asta, n-am avut niciodată niciun scandal cu el în privința asta. Culmea întâmplării este că în proces, fratele părâtului a depus mărturie împotriva sa, deci în favoarea reclamantei, iar tatăl fetei a ținut partea părâtului. Ce știți dumneavoastră despre asta? Nu știu nimic. N-ați participat la proces? Nu. N-ați fost martor acolo? Nu. Eu am fost dat în judecată pentru calomnie de el, că i-am zis când am auzit, știți? Ce ați auzit? Când am auzit eu că e gravidă fata și i-am zis aceea, zic, măi, auzi că e gravidă, că te dau în judecată, că mai calomnie. Păi, dar știați că e gravidă cu dumnealui? Păi, i-a zis, lumea a discutat, lumea a pensat așa pe aici. Și atâta. Și dumneavoastră ce părere aveți despre întâmplarea asta? Nu știu ce să am, eu nu vorbesc cu el. Credeți că ar fi putut să facă asta? Dar de unde pot să știu? Păi nu, pentru că spuneți că ați... Păi ați eu m-am înjecat, n-a câștigat pentru că ne-a dat pe 8 inși din sat. Am râs din vorba aceea, am glumit, am râs. Și eu de atunci nu mai vorbesc, că nu mă interesează, nu știu ce a făcut, s-a judecat. Dacă a frate, ce părere aveți? N-am nicio părere, pentru mine nu mai e frate, pentru că m-a dus la tribunal. Știți? Nu mai. Eu am fost la mare, l-am crescut, l-am ajutat. Dar spuneți-mi, deci practic calomnia aceasta, procesul de calomnie s-a pornit în urma faptului că dumneavoastră ați zis că ar fi gravidă femeia aceea, da? Da, da, da.
Adică a venit fata aici și mi-a spus că eu vând tărâțe și a venit a cumpărat tărâțe cu tantea ei, o mătușă care a crescut-o, și ne-a spus situația. Ce v-a spus? Și a spus că fata se distrează cu el și că e gravidă. Și nu ați crezut? Da, să cred, dar am râs de el. N-am crezut, dar am râs. N-ați încercat să-i luați apărarea? Nu, nu puteam să-i luați apărarea, că nu știam care e treaba. Știu că copilul trebuie să aibă drepturile lui, dacă era lui. Dacă s-a dus la analize, s-a dus și a ieșit analize și a ieșit astea, înseamnă că a avut dreptate, fata. Eu de unde să știu? Știți că acum mai poartă numele dumnealui? Da, știu. Și ce părere aveți? E bine așa. Copilul să fie ocrotit. Să aibă și norul ăsta. Deci credeți că este fiul dânsului? Păi sigur că da. Cred. Dacă legea a găsit așa de cuvânt, sigur că credem că e copilul dumnealui. Pentru că analizele l-a dus la București de 2 ori sau de 3 ori. De când nu mai vorbiți cu fratele dumneavoastră? De 3 ani. De când mi-a judecat. Și atunci, de unde știți de toată povestea cu procesul și cu analizele? Păi ne spune mătușa care a fost, mătușa fetei. Deci între fratele dumneavoastră și mătușa Didina sunteți tentați să o credeți pe mătușa Didina? Nu cred pe noi, eu cred legea. Am înțeles. Sora dumneavoastră? Da, e Chițoana. Chițoana? Da. Ce fel de om e? E un om corect? Nu prea cred că ea, acolo prea tine, nu vorbește cu cincinția. De ce? Nu vorbește. E dus banii, umblă de acolo până acolo. Ați auzit ce a făcut fetei? Că ea a declarat că handicapată? Păi și la mine cu copilul ăsta a vrut să-i zică să-i ducă la azilul de bătrâni și pe mine și pe... Și asta, cum să vă spun eu, și eu n-am vrut să dau copii, așa cum am făcut, am băgat și gardul pe foc, toate n-am vrut să fac, iar că să-mi ia copii. Eu n-am văzut de ei. Fata asta e handicapată? Nu, da. Are mai mulți prieteni, mai nebunii. Dar ce să fac, dacă de gură. Dar ce părere aveți? Credeți că omul ăsta poate să fie tatăl copilului fetei? Eu nu cred. Eu cred că ei a lucrat cu mine, pe acolo ăștia ne-am întâlnit la sticlă și eu zic că nu e. Dar e un om serios? E serios, eu așa zic că e. Dar știu eu. Și sunteți de acord cu ce face fata? Cu ce eu nu sunt aia de la prezident, ia umblă, ia taie, ia spânzură. Din dorința de a fi obiectiv, trebuie să amintim că există niște proverbe care ne ajută în situația de față să încercăm să ieșim din impas. Ceea ce toată lumea spune trebuie să fie adevărat, spune un proverb franțuzesc. Iar vorba noastră românească, nu iese fum până nu faci foc, este și ea de luat în calcul. Au venit astăzi în fața dumneavoastră familia Stanciu Constantin. După zvonurile care au fost în cartier, am vrut să renunț. Am stat de vorbă cu șeful poliției de la Breaza și mi-a spus să renunț pentru faptul că gura lumii nu poate să o astupe nimeni. Ceea ce este adevărat. Da. Însă, în zilele următoare, când am văzut că soția mea mergând pe drum și ieșindu-i înainte o panaroaică, o cumnată de-a mea, Stanciu Elena, spunându-i că soțul tău are un copil, de asemenea un fost frate al meu, Stanciu Jean, a venit expres la mine acasă când aveam musafiri, susținând că ai fost, fapt pentru care eu n-am știut nimic și am crezut că tot glumește. Și am luat hotărârea să-i dau în judecată pe acești 5-6 persoane care toată ziua se ocupă de discuții din astea, bea cafele, dar fapt ce nu m-a interesat, nu prea am dat atenție, dar dacă am văzut că ei îmi dă atenție, am chemat la judecată de calomnie. Domnul Stanciu, vă simțiți vinovat? Absolut nimic. Sunteți noastră tatăl copilului? Nu sunt. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să se întreprinzi de orice. Și dacă cumva eu sunt tatăl copilului, să primesc 25 de ani de pușcărie sau... Știu eu, nu cunosc nimic. Eu cred că cazul meu nu există pe glob așa ceva. Să fii condamnat ceva ce nu ți-ai imaginat. Fapt pentru care n-am chemat în judecată nici reclamanta pe Lazerina, că n-am cunoscut-o și nici nu m-a vorbit. Asta a plecat de la mătușa ei, care... E în cartier la mine, nu știam unde și-a de aia, eu l-am întrebat pe tata lei cine e până la urmă ca să pot să... De câți ani sunteți căsătorită cu soțul dumneavoastră? De 40 de ani. Cum e pentru soție să... Dumneavoastră să fiți în locul meu, ce-ați face? Eu v-am întrebat atunci când am fost la dumneavoastră acasă și vă mai întreb o dată.
E posibil să fie adevărat și să nu fi știut dumneavoastră? Nu cred. Nu cred. Că noi am plecat întotdeauna împreună, cea când a... Nu cred asta. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest zvon care s-a împrăștiat acolo în localitate? Pentru mine... Copiii ce zic? Au rămas și ei așa. Ce să poată să mai zică copiii? Există întâmplări în viața omului care uneori, oricâte telenovele am urmărit pe toate canalele de televiziune, depășesc atunci când ni se întâmplă nouă puterea de imaginație a scenariștilor de film. Eu cred că, din punct de vedere juridic, ne poate ajuta să ne lămurim cum stau lucrurile și în ce situație se găsește acum domnul Stanciu, familia domniei sale, domnul avocat Vlad Purcărescu, de la Baroul Ploiești, pe care l-am invitat astăzi pentru simplul motiv că este avocatul care a reprezentat în cauză, în fața instanței de apel, dar și în fața instanței de recurs, respectiv Curtea de Apel Ploiești, pe împricinatul nostru de astăzi, pe domnul Stanciu. Dați-mi voie însă înainte de asta să fac un lucru pe care ar fi trebuit să-l fac mai devreme. Așa cum v-am obișnuit, avem și alți invitați care încearcă și dumnealor, împreună cu noi, să elucideze situația cazului de astăzi. Doamna avocat Ioana Toader, membra a Baroului București, și domnul psiholog Bogdan Lucaciu. Eu am preluat acest dosar numai pentru apel și tribunal la instanța de fond, judecătoria Câmpina, apărând domnul avocat Șchiop. Sunt foarte multe situații care nu numai că ridică semne de întrebare, dar chiar sunt unele de așa natură că pot să pună diagnosticul în sensul că domnul Stanciu nu are niciun fel de amestec în această situație. Prin simplă impresie, dânsul e căsătorit de 40 de ani, trăiește într-un mediu în care este arhicunoscut ca un om din toate punctele de vedere pozitiv și nu negativ, ca să mă exprim așa, și urmează să constatați dumneavoastră, din cele ce vă voi expune, dacă într-adevăr dânsul poate să fie suspectat, câtuși de puțin, de ceea ce numita Lazar Maria sau cum? Lazar Irina îl acuză, și anume că ar fi avut relații cu el și că deci acel copil îi aparține dânsului. Voi începe cu o probă științifică. Și anume expertiza care pentru procreere nu s-a putut recolta produsul, se spune, biologic, necesar efectuării spermograme. Instanța a întrebat-o. Recunoști că ai dat declarația aceasta? Dânsa a spus, nu este semnătura mea. Și atunci, prin simplă impresie, eu ca apărător, că urma să se decidă cine este de bună și de rea credință, am cerut o expertiză grafologică, ce s-a tratat cu totală indiferență, nu s-a admis, cu alte cuvinte, alte împrejurări. Declarația tatălui ei, care spune că dânsa în perioada respectivă, când a putut să fie conceput copilul, a avut relații cu alți bărbați și că niciun caz nu poate să fie vorba de domnul Stanciu. Dânsa a spus aceste relații intime, eu le aveam cu Stanciu la numitul Iancu Radu. Am cerut să fie audiat acest Iancu Radu, care, repet, ar fi decis situația 100%. Deci este martorul care ar fi spus că veneau la domiciliul lui, indiferent cu ce erau tratați acolo și așa mai departe, că îi lăsa cu alte cuvinte împreună și așa mai departe. S-a respins și această probă, deși, după mine, era o probă decisivă. Și la Sinaia ce făceați? Ne duceam în plimbare la unchii sau acolo, Mircea Iancu, Neagoi, unul. Și adem Sinaia acolo. Și rămâneați peste noapte? Avea cameră de închiria, nu, veneam seara acasă. Spuneți-mi, aveți un văr Iancu, Neagu, Mircea? Nu e văr, este... Iancu? Neagu Mircea. Neagu Mircea, nu. N-aveți, nu? Nu. Ăla Neagu e Mircea, dar nu știu dacă zice și Iancu.
Ăla e la Sinaia, are un bordel de ăsta. Al cui este vărul? Al cui văr este el? Este, nu e văr cu noi, e Constantean de aici, dar a lucrat cu fratele ăla la care a sos dumneavoastră. Da, deci cum îl cheamă pe el exact? Neagoe Mircea. Neagu? Neagoe. Neagoe Mircea. Da, da. Doamnă, spuneți-mi, unde se întâlneau Stanciu și cu Irina? Une, la Sinaia, pe... La cine la Sinaia? La cine la Sinaia? Cu mașina. La cine la Sinaia? La cine se întâlneau? La vărul lui. Care văr? Care e și el, despărțit-o ca el. Cum îl cheamă? Mircea Neagu. Mircea Neagu? Da. Nu-l cheamă cumva Neagoie? Nu, Neagu. Mircea Neagu. Știți de ce? Pentru că fratele domnului Stanciu, deci domnul Stanciu Gheorghe, mi-a spus că nu au niciun văr pe numele ăsta. Și ei sunt frați, deci ar trebui să aibă amândoi același văr. Stanciu Gheorghe, nu știu, dar eu vă spun ceea ce știu. Unde locuiește? Adică unde locuiește Neagu ăsta, Mircea? Unde locuiește? La Sinaia. Unde? În casă. În casă. Unde? Pe la ce adresă? Păi eu știu adresa lui. El a fost citat în instanță ca martor? Da, și a zis că el nu se prezintă la așa ceva, că nu-l interesează. La ce adresă a fost citat? Nu știu, doamnă, să cine, mai știu eu. Cine? E de 2 ani și 4 luni. Cine l-a citat? Într-una cu omul ăsta. Doamna Chițu, cine l-a citat? Ca martor dumneavoastră cine? Sau Stanciu? Domnul Titi Stanciu. Nu am nicio tangență cu cazul pe care mi l-ați relatat. Pe mine mă interesează să-mi răspundeți la o singură întrebare. Îl cunoașteți pe domnul Stanciu Constantin? Păi normal, fiind salarial la întreprinderea mecanică fiind Sinaia la serviciu personal, cunosc toți salariații din această întreprindere. Atât mai mult, acesta e și mi-a fost o perioadă și Constantean. Spuneți-mi, vă rog, a venit vreodată în casa dumneavoastră cu vreo femeie? Niciodată. Au declarat fata și mătușa că în casă... Numai o secundă, ascultați-mă o secundă. Deci au declarat că s-au întâlnit în casa dumneavoastră. Dar poate să declare orice. M-ați fost vreodată citat în procesul lor de paternitate? Nu am fost și nici nu pot să fiu citat pentru că nu există un motiv pentru a fi citat în această cauză. Atât reclamanta cât și Pârâtul sunt victime în acest dosar. Pârâtul este victimă pentru că a fost dat în judecată pe nedrept de către reclamantă, iar reclamanta este victima mătușii sale care a influențat 100%. Precizez că la momentul la care am făcut deplasarea în localitatea Nistorești, respectiv în cartierul Nistorești, Frăsinet, din localitatea Breaza, doamna Chițoana, pe care am încercat, vă închipuiți cu mare curiozitate, să o găsim și să aflăm și părerea domniei sale, nu a fost acasă la momentul la care noi am solicitat-o. Este motivul pentru care, din dorința de a fi obiectivi, am contactat-o telefonic și iată ce ne-a declarat. Noastră reprezentați interesele fetei, da? Da, eu, la toată familionul ăla. La tot familionul. Ce handicap are fata? E bolnavă, cum să vă spun, nu judică. Cum adică? Vorbește, acii vorbește sănătos, acii nu e, știe și doctorul de la noi, știe tot. Și are un certificat de handicapat? Păi are la doctorul de familie acolo și ala. Când a fost declarată ea handicapată? Doamnă, toți sunt handicapați. Păi nu a fost declarată, toți eu sunt așa. Așa. Cum sunt? Cine este curatorul fetei? Eu sunt. Dumneavoastră știți sigur că este tatăl copilului el? Știu precis. De unde? Și seamănă. Și seamănă copilul. Seamănă portretul lui. Spuneți-mi, vă rog frumos, el plătește pensia alimentară da, acum? Da, plătește. Cine ridică pensia alimentară? Eu. Cât este pensia? 260. Dar de ce ridicați dumneavoastră pensia dacă copilul nu-i cu dumneavoastră? Pentru că ea nu știe să judice bani. Eu îi cumpăr acolo, eu îi trimit, vine cu plasa în fiecare săptămână și îi dau mâncare, știe toată lumea. Cine ridică bani? Tot sora lui tata. Păi de ce? Al ei copilul? Păi acolo am vrut eu să-i pui, să-i primească ea. Unde stă sora lui tata? La Frăsine, la Nistorești acolo. De ce nu-i ridici tu dacă stai aici cu copilul? Păi am pus pe numele ei, fiindcă ea, la ea se mai păstrează, adică mai îmi ia un costum la un copil, mai îmi ia câte ceva așa. Și de mâncat din ce mănânci? Păi când iau banii mă duc și iau de acolo și cumpăr eu. Cine va ajuta cu banii pentru proces? Eu! Cine? Eu! Din ce aveți bani? Din șomaj! Cine a ajutat-o cu bani pe mătușa Irinei? Nu știu, ea are bani. De unde? De unde? Da. Păi e femeie înstărită, doamnă. De ce n-ați căutat să vorbiți cu ea? O să o găsesc, să vedem. Spuneți-mi... E femeie înstărită, femeie cu bani, știe să se descurce și adevărul probabil că ăsta e. Dar cu ce se ocupă ea? Ea?
Acum e șomeră, dar a avut servicii, are avere. Ce a lucrat? Ce a lucrat ea? Nu știu. Spuneți-mi, nu puteți ajuta pe nepoata dumneavoastră cu bani și pentru primul copil ca să declare paternitatea și în favoarea celui de primului copil? Dar de ce îmi puneți dumneavoastră întrebarea asta? Păi pentru că în al doilea caz ați făcut asta. De ce nu ajutați și păi pentru primul copil? Păi am făcut-o pentru că m-a silit. M-a dus omul ăsta, m-a dus cum a vrut el. Deci a fost o răzbunare. Ca bani, nu? Nu? Cine a pornit vorba că Irina este însărcinată cu domnul Stanciu Cine? Constantin? Ea a spus. Ea a spus? Și lumea care a văzut-o cu el. Ea este handicapată? Irina? E bolnavă. E bolnavă și dacă ea a pornit vorba asta și este bolnavă, dumneavoastră ca mătușa ei care sunteți om cu minte, ați crezut-o? Păi doamnă dragă, nu că am crezut-o eu, mi-a spus lumea pe unde a văzut-o. Cine, cine v-a spus? Cine v-a spus? Lumea care a fost martor acolo. Ăsta are 6 ani și 7 luni. Și stai că sunt de? La Băicoi acasă, la ea. Că sunt despărțită de 6 ani de taică-sul ăsta de la Băicoi. Și dacă ai fost cu, ai stat cu el așa nelegitim, deci știa toată lumea că stai cu el, nu era normal să poarte și el numele tatăl? Era, da, dacă nu s-a prezentat să-l treacă pe numele lui, nu l-a lăsat neamului maică sau taică-sul. Păi nici pe domnul Stanciu nu-l lasă rudele și totuși n-a scăpat. Cum ai reușit? Păi dacă am făcut analizele la București. Și domnul, cum îl cheamă pe tatălui? Tolbeș Gheorghe. Cum, Tolbeș? Da, Gheorghe. Și lui Tolbeș Gheorghe de ce nu ai făcut analiză? Păi dacă n-am avut cu ce să umblu, nici pentru ăsta nu l-am, dacă nu m-a ajutat la București și bă, peste tot sora lui tata, n-aveam posibilitate. Când te-a declarat handicapat? Atunci când am fost la proces. Adică ce a spus? Adică că nu sunt eu conștientă, dar eu sunt conștientă. A zis că nu cunosc nici banii, nici astea, dar eu cunosc și banii. Sunt normal, eu nu sunt chiar așa. Deci înseamnă că nu ești handicapat? Nu sunt, doamnă. Cum să fiu așa ceva? Doamne. Deci răspuns de faptele tale. Da. Dau citire unui fragment final din sentința care a fost pronunțată în fond de judecătoria Câmpina. Pentru considerentele arătate, instanța va admite acțiunea și în temeiul dispozițiilor articolului 59-60 din Codul Familiei va constata că părâtul Stanciu Constantin este tatăl minorului Ionuț Alexandru, născut la 25 februarie 1997. În temeiul articolului 64 aliniatul 2 din Codul Familiei, instanța va da încredințare copilului să poarte numele părâtului, acela de Stanciu, iar în baza dispozițiilor articolului 65, raportat la dispozițiile articolului 42 aliniatul 3 și 86 și 94 din Codul Familiei, părâtul va fi obligat la plata unei pensii de întreținere de până la 25% din venitul său net lunar, începând de la data promovării acțiunii până la majoratul minorului. Potrivit dispozițiilor articolului 274 Cod Procedură Civilă, părâtul va fi obligat și la plata cheltuielilor de judecată către reclamant. Instanța de apel, respectiv Tribunalul Prahova, menține sentința dată în cauză, iar Curtea de Apel, instanță de recurs, Curtea de Apel Ploiești, de asemenea menține atât decizia cât și sentința dată în fond. Cu alte cuvinte, în acest moment, domnul Stanciu Constantin este tatăl unui copil de 2 ani și jumătate. În afară de cele două fete care sunt la casa lor și sunt căsătorite, deci poartă fiecare alt nume, dumnealui are acum și un băiețel, deci i-a dat Dumnezeu și un băiețel de 2 ani și ceva, care se numește Stanciu, ca și dumnealui, și plătește din pensia sa, care este cât? 1 milion s-a făcut acum. S-a făcut, adică era mai puțin, da? Era mai puțin. N-am ieșit la pensie, era 300. 400. Cât dați pe lună? Am dat 300 de mii, mi s-a oprit, 300. Și de când ați început să plătiți pensia? Păi am plătit în urmă, am obligat să dau banii din urmă, cheltuielile de o judecată. Adică câți bani ați plătit? Am plătit 6 milioane. Domnule, spuneți-mi, vă rog, ce grupă sanguină aveți? A2. Puteți să fiți tatăl copilului. Dumneavoastră? 0-1. Deci 0 se încadrează. Dumneavoastră? 0-1. Dumneavoastră? Eu nu cred acest caz. Domnule, ce grupă sanguină aveți? Grupa 0.
Bun, deci sunteți un posibil tată. Noastră ce B2. B2. A2. A2. A. Ce grup aveți? A2. A2. AB4. AB4. Deci AB-ul intră în această... B3. B3. 0-1. 0. A2. A2. Uitați câți tătici avem în sală. 0. A. 0-1. 0-1. Mai e cazul să mai întrebăm. Domnule psiholog, vă rog să aveți amabilitatea să-mi spuneți ce grupă sanguină aveți. Dumneavoastră, da. A2. Iată încă un tată. Domnule avocat, ce grupă sanguină aveți? A. Te rog, spune-mi și mie, tu ești colegul meu, ce grupă sanguină ai? Tot A. Doamne Dumnezeule. Deci, raportul de expertiză medico-legală în cauză, repet, precizează că poate fi tată atât domnul Stanciu Constantin, care... Ce grupă sanguină aveți, domnul Stanciu? 0-1, da? Sau orice alt bărbat a cărei grupă sanguină se încadrează în complexul seriologic compatibil filiației. Acest complex seriologic compatibil filiației, determinat prin primul grad de expertiză făcut, este 0, A, B și AB. Deci dacă înregistrarea este pregătită, haideți să o ascultăm pe doamna doctor. Dumneavoastră sunteți un medic de laborator și nu orice fel de medic de laborator, medic primar de medicină de laborator care se ocupă de analizele serologice. Se efectuează de rutină următoarele analize. Prima, și la care am înțeles că persoana în cauză despre care mi-ați povestit a fost nevoit să se rezume, este prima expertiză de cercetare a paternității. Este cea mai sumară dintre toate. Investighează 3-4 sisteme serologice, este sumară, se cunoaște, are o probabilitate de adevăr în preajma valorii de 40-50%. La următoarea expertiză, care o efectuăm tot de rutină, este cea de-a doua expertiză medico-legală de cercetare a filiației sau contraexpertiza sau expertiza lărgită, în care de acum se efectuează aproape 9-10 sisteme serologice cu valoare, bineînțeles, mult mai mare. Ne apropiem acum de aproape 70% probabilitate de adevăr. Și în cazurile în care nu apar elemente de excludere, nici după cea de-a doua expertiză de efectuare de cercetare a paternității, recomandăm și efectuăm cu programare expertiza sistemului HLA. Aceasta este o expertiză foarte complexă, ceva mai laborioasă, ceva mai dificilă, dar care ne oferă o valoare, o probabilitate de adevăr de 93-94%. Ce înseamnă aceasta? Că un bărbat care nu este tatăl acelui copil are 93-94% șanse ca acest lucru să se arate. Deci, expertizele acestea, mai ales expertiza HLA, nu face minuni, spune doar adevărul, dar un bărbat fals învinuit are acest lucru, are această șansă ca adevărul să se arate în proporție de 93-94%. Doamna doctor, ce înseamnă în primul rând HLA? Este prescurtarea de la Human Leucocytar Antigen. Deci este vorba de investigarea unui sistem de antigene aflate pe leucocite, deci nu pe sistemele, deci nu pe celulele roșii, pe eritrocite. Este o transmitere genetică mai complexă, în asta constă și valoarea ei. În general, această expertiză se adresează acestor bărbați care doresc să caute mai departe adevărul, pentru că în urma expertizei HLA, pe care, repet, o efectuăm, apare ori o excludere, dacă este cazul, ori se arată extraordinar de clar paternitatea bărbatului față de acel copil, fără nici un fel de îndoială. Mă rog, 90, efectuăm și un calcul al probabilității de paternitate care ne oferă această valoare de 93-94-95%. Dincolo de această marjă, singura care poate acoperi diferența până la 99,9% este expertiza DNA. Prima expertiză costă la ora actuală aproape 600.000 de lei, a doua expertiză aproape 2 milioane, expertiza HLA 2.275.000, iar pentru DNA se estimează costuri în preajma 10 milioane, 12 milioane. Trebuie să vă spun că am făcut un calcul sumar, estimativ, și am ajuns la concluzia că până la 18 ani domnul Stanciu trebuie să plătească acestui copil
Și dacă i-ar plăti copilului, n-ar fi totuși prea grav, dar trebuie să plătească mamei pentru care ia banii mătușa. 37.520.000 de lei. Dacă copilul are noroc de la bunul Dumnezeu și se rupe din mediul în care se găsește acum și va învăța și carte, și dacă va avea ambiție, cum se întâmplă, să nu râdeți, cu mulți copii de la țară care au o copilărie nefericită și la un moment dat acesta este singurul lor imbold în viață. Ei trebuie să scape din locul în care au văzut lumina zilei și care i-a nenorocit sau i-a făcut nefericiți în copilărie. Deci este posibil ca acest copil să aibă ambiție, să vrea să învețe și să facă și facultate. Și atunci domnul Stanciu va trebui să plătească încă 15 milioane și ceva în plus. Deci aproximativ 52.720.000 de lei, așa cum am calculat eu, la media de 260.000, cât a declarat Irina că primește. Ce înseamnă banii ăștia pentru familia noastră? Nu pentru noastră, vă întreb pe doamna, că presupun că este ca orice gospodin omul care drămâiește bănuțul în casă. V-ați gândit vreodată? Ați făcut vreun calcul cât ar trebui să plătiți? Nu, încă nu. Am făcut eu, ce părere aveți? Încă nu pot să mai exprim. Privința asta. Doamna avocat Ionela Toader, ce drepturi are copilul și ce obligații are tatăl într-o asemenea conjunctură? V-ați oprit aici numai asupra obligației de întreținere raportată în bani. Din mare nefericire, având în vedere din derularea filmului dosarul de către distinsul meu coleg, domnul avocat de la Ploiești, rezultă că reclamanta era pusă sub curatelă. De aici și consecințe juridice de altă natură. Se pare că nu numai obligația de întreținere în bani este obligație de creștere și educare a minorului, ci este foarte posibil ca într-o bună zi mătușa curator să decedeze, să nu mai poată să se mai ocupe de cea pusă sub curatelă, respectiv mama copilului, să nu se poată ocupa de copil, și atunci copilul va trece la familia Stanciu. Este o problemă care nu s-a pus absolut deloc aici, dar este o realitate. La fel, cu privire la drepturi, nu are rost să discutăm, este de notorietate, că acest copil are drepturi egale cu copiii din căsătorie, deci cu cele două fiice ale familiei Stanciu. Acest copil are dreptul nu numai la nume, nu numai la întreținere, dar are dreptul în cazul decesului tatălui la moștenire egal cu soția supraviețuitoare și egal cu frații lui din căsătorie. De ce boală suferă soția dumneavoastră? A mea? Da. A mea are cancer. De care? Uterin. Și are și la plămâni. Cancer uterin. Spuneți-mi dumneavoastră ce grupă sanguină aveți? Eu? Da. 01. Da. Spuneți-mi, nu este posibil să fiți și dumneavoastră tatăl copilului? Păi pentru ce? Păi pentru că aveți o grupă care este compatibilă cu... Păi da, dacă mă potrivesc cu fratele, păi sigur că da. Aha. Deci e posibil să fiți și dumneavoastră tatăl. Păi dar de unde? Tot din grupele sanguine. Dar de unde să am eu relații cu fata aia? Spuneți-mi, nu este posibil ca soția dumneavoastră fiind bolnavă, dumneavoastră să fi avut o relație cu Irina și copilul să fie al dumneavoastră? Nu, dragul meu, nu, că eu am femeie. Păi și soțul dumneavoastră, și fratele dumneavoastră are femeie. Am, nu, alta. A, aveți altă femeie decât soția dumneavoastră. Am înțeles. Am avut dintotdeauna, eu, nu? Am înțeles. Am prietene. Spuneți-mi, domnul Stanciu Gheorghe, nu e posibil să fi fost dânsul cu fata, cu Irina? Cel care are soția bolnavă? De ce s-a aruncat pe omul ăla, domne, când el a fost? Când el, toată lumea a spus că cu el a fost în mașină, a spus că femeia lui e bolnavă și nu poate, prima dată a spus că e moartă și așa a adus-o. A zis că e moartă și nu e femeia și pe urmă s-a văzut că e femeia trăiește și pe urmă a spus că nu, că doamna e operată jos acolo, ca să nu mai vă spun cum, da, pe febron, și ea nu rezistă și nu știu ce. Și deci ăsta este Stanciu Gheorghe. Deci ăsta este Stanciu Gheorghe. Cel de nu care vorbim. Păi, Stanciu Constantin. Domnul Stanciu Gheorghe are femeie, are soția operată, are histerectomie. Deci doamna Stanciu... Nu, alu Stanciu Constantin,
domne. Alu Stanciu Constantin e sănătoasă. Alu Stanciu Gheorghe e cu nervi, e cu altul. Mm-hmm. Nu știți de ce? Că domnul Gheorghe m-a declarat că soția dumnealui este operată, are cancer uterin. Nu vreau să mai aude. Vorbiți mai tare. Deci are cancer uterin soția domnului Stanciu Gheorghe, așa ne-a declarat. Nu știu, domne, eu n-am pus să văd, dar știu că e bolnavă. Crezi că omul ăsta cu familie și cu copii s-ar fi putut... Hai să zicem așa, pe românește, încurca cu tine? Eu cred că da, că i-a zis la toate femeile din sat, fiindcă a avut nevoie de soție, fiindcă soția lui e operată înăuntru și nu poate să, mă scuzați că vă spun, nu poate să rabde la el. Și i-a spus că să ducă unde o vrea, să caute pe cine o crede și ce o vrea să facă, că nu poate să rabde la el. De unde ai auzit lucrurile? Păi am auzit eu. Cine a zis-o? A spus și fratele lui, toți vecinii și femeile inclusiv, mi-aduc cu ea zis la toate vecinii și cu bărbați și fără bărbați. Doamnă, sunteți operată? Nu. N-am avut probleme în privința asta niciodată. Cine are cancer uterin? Soția domnului Stanciu Gheorghe. Este momentul ca în demersul nostru să intervină psihologul care cred că e singurul care ne mai poate scoate din încurcătură împreună cu doamna avocat, pentru că dumnealor pot să aibă și obiectivitatea necesară. În primul rând, domnule Bogdan Lucaciu, este sau nu este această femeie, din punct de vedere al profesiunii dumneavoastră de psiholog, sigur că nu dețineți niște acte medicale la dispoziție, dar din observarea fiind probabil una dintre metodele dumneavoastră de investigație, din observarea Irinei, este ea foarte grav bolnavă sau cât de grav este bolnavă? Haideți să încercăm să punem un prezumtiv diagnostic în cazul bolii ei psihice. Din ce s-a văzut, Irina are capacități operaționale, deci intelectual ea nu este o subnormală. Ca să spun așa, oscilațiile ei între aș cunoaște interesul, aș apăra interesul și uneori a se lăsa sugestionată de lucrurile din jur, par a fi mai repede acele, spun, slăbiciuni, rămâne în urme, datorate faptului că, așa cum a povestit, provenea dintr-o familie destrămată în care ea însăși nu s-a dezvoltat social și afectiv suficient de matur. Dar din acest punct de vedere, ea nu este un caz medical, asta ar putea să afirm. De multe femei își doresc să, fantasmatic, să atribuie paternitatea unui copil acelui bărbat pe care îl, când spun iubesc, asta înseamnă îl admiră. Mai repede, făt frumos, e iubit, admirat. Dar asta poate să fie și un bărbat care să fie de o anume vârstă, de o anume constanță și prestigiu social în locul respectiv. Asta poate să-i dea o asigurare, mai ales aceste fete care n-a avut un model familial paternal. Domnule psiholog, spuneți-mi, ați cunoscut în cariera dumneavoastră situații în care, hai să spunem, similar pornind, urma să se stabilească o paternitate sau să se recunoască un copil pentru că mama și-a dorit cu ardoare, ca un anume bărbat, el și nu altul, să fie declarat tatăl copilului respectiv? Chestiuni juridice, nu. Nu, poate adică doamna avocat cunoaște acest n-am lucru. N-am urmărit. Ați avut astfel de situații, doamna avocat? Am avut astfel de situații și ca să fiu cât se poate de concisă în răspunsul la întrebarea dumneavoastră, pentru că ar fi foarte multe de spus pe tema cazului de astăzi, există decizii ale Tribunalului Suprem care interzic mamei care conviețuiește cu mai mulți bărbați în perioada de concepție să-și aleagă dintre ei pe un anume căruia să intenteze acțiune. Deci ea trebuie să dovedească clar că acela și numai acela este tatăl copilului și se presupune că ea trebuie să știe. Deci chiar dacă ar fi conviețuit cu mai mulți bărbați, ea nu poate să-l aleagă. Deci legea interzice să aleagă. Orice bărbat își înșală nevasta, îi spune amantei că nevasta este bolnavă, orice bărbat care are o aventură, sau foarte rar un bărbat tânăr și puternic are o aventură cu o femeie foarte tânără, dar are sigur o aventură cu o femeie puternică, un bărbat în vârstă poate să greșească, nu este nimic personal în ceea ce spun, poate să greșească și poate să-și mintă soția, și se poate ca din această relație să se nască un copil. Este posibil. Deci ea trebuia să dovedească
că acest tată este domnul Stanciu. Din nefericire, domnul Stanciu nu a fost în posibilitatea de a administra acea probă serologică de care am înțeles. Nu știu dacă nu s-a prezentat sau din ce motive, dar eu aș fi insistat dacă știam sigur că nu sunt tatăl copilului, m-aș duce de 10 ori până iese că nu sunt. Doamnă avocat, înainte ca instanța noastră să se pronunțe în legătură cu această speță, și iată, introducem un cuvânt ce face parte din limbajul juridic, speța este situația asupra căreia poartă discuția din cazul nostru de astăzi. Din punct de vedere juridic, domnul psiholog s-a pronunțat în legătură cu situația fetei mentală. Din punct de vedere juridic, așa cum ați perceput-o pe Irina, având și atul împrejurări că sunteți femeie, ce credeți despre ea? Este o persoană care se găsește în posibilitatea de a-și apăra singure interesele? Lăsând la o parte, deci ne facem că nu știm că există în acest moment o hotărâre prin care are numit curator. Așa, la simpla observare. Deci strict labilă psihic, dacă îmi permite domnul psiholog. Ce înseamnă din punct de vedere juridic? Ceea ce din punct de vedere juridic înseamnă că nu are capacitatea deplină de a-și reprezenta interesele până la orice nivel. Și că indubitabil ei s-a putut sugera de bine sau de rău în privința paternității copilului și instinctiv, cred că mai mult a acționat, în ideea de a avea acea protecție despre care spunea domnul psiholog și a căutat în bărbatul real sau bărbatul ireal sprijinul nu numai material. Este vorba de protecție în sensul larg al cuvântului pe care orice femeie pe pământul ăsta o caută pentru copilul ei, nu pentru ea. Onorată instanță, deci am administrat în fața dumneavoastră, nu cum se întâmplă de obicei, o parte din probele din dosar, ci mai mult. Astăzi am îndrăsnit să administrăm în fața dumneavoastră și probe care nu s-au administrat în timpul proceselor, căci au fost, repet, 3 procese. Procesul care s-a soluționat la judecătoria Câmpina în fond, domnul Stanciu a pierdut, este tată, apelul pe care l-a declarat i-a fost respins la Tribunalul Ploiești și a rămas prima decizie, prima sentință ca fiind bună, deci sentința ca fiind bună, acest lucru consfințit fiind printr-o decizie, iar în urma recursului pe care tot domnul Stanciu l-a declarat, a rămas definitivă sentința fondului, domnul Stanciu rămânând tată. În acest moment, dumneavoastră, sunteți chemați să decideți. Din toate cele pe care le-ați ascultat astăzi, este rândul dumneavoastră să vă pronunțați. Cu alte cuvinte, dacă găsiți că omul acesta este, hai să spunem, vinovat și este declarat tată, pe drept cuvânt, pentru că așa era normal să se întâmple, atunci cei din spatele familiei Stanciu părăsesc familia Stanciu, trecând în partea cealaltă. Dacă găsiți că, din contră, dumnealui nu este tatăl copilului și ar fi avut drept să câștige procesul, cei de aici veniți și strângeți rândurile în jurul familiei Stanciu. Vă rog, în liniște! Părerea mea este că adevărul iese la lumină numai dacă domnul Stanciu va da 2.200.000 de lei să facă ultima analiză modernă, care este de câtva timp dernier cri, care înseamnă acea analiză genetică ce va scoate la lumină adevărata paternitate. 12 milioane. Este o joacă. 12. Și pe lângă 57.000.000 care le va da până copilul va ieși din facultate, merită să dea 12.000.000, să spele onoarea și să iasă adevărul la lumină. Da? Eu consider că ea a fost o pradă foarte ușoară pentru acest domn mai în vârstă, care a avut experiență de viață, care poate a avut și o situație materială bună, în comparație cu ea, am înțeles că a avut mașină, nu? Ori ia o fată lipsită că și fratele are mașină, de educație. Știți că și fratele stă vis-a-vis și nu are și dânsul mașină. Ea, pe ea am văzut-o într-o cocioabă de casă acolo, singură cu 2 copii, o amărâtă lipsită de total lipsită de educație, fără sprijin, fără nimic. Nici nu știu cum o fi apucat să învețe ea nițică carte acolo cum bâlbâie.
ca să-și arate că nu este vinovat, să facă ultimul test de 12 milioane. Și atunci se rezolvă totul. Nu că l-aș condamna pe domnul Stanciu în mod insistent, însă condamn și nu sunt de acord cu insistența, lipsa de insistență de care a dat dovadă, de curaj, exact. Un om nevinovat nu se lasă condamnat de o instanță care se vrea morală, a fi în primul rând. Ați spus la început un lucru pe care eu l-am reținut, de fapt ați citat din două... din înțelepciunea franceză și înțelepciunea populară, care spune că nu iese fum fără foc. Într-adevăr, nu cred că ar putea ieși fum fără foc. Adevărul s-ar putea să fie undeva la mijloc. Eu stau să mă întreb dacă domnul Stanciu are atât de mulți dușmani și gura lumii nu poate fi într-adevăr închisă niciodată, nici măcar cu un test de paternitate, însă mă întreb dacă dumnealui singurul a putut fi cel ales ca posibilitate dacă această Irina este manipulată de mătușa ei. Deci, nu știu, testul pe care dumnealui ar trebui să se decidă să-l facă cât mai curând ar putea să-i dovedească nevinovăția și eventual să-i restabilească onoarea. Din ce trăiești? Din pensia lui ăsta mie și alocația. Care e pensia? Adică de la... Dai că sunt lui ăsta mie. De la domnul Stanciu, adică? Da. Cât este stabilită pensia? 262.221. Și dacă se mai face o dată analiza și nu iese? Păi n-are cum să mai facă. Dar dacă se mai face, îmi dă bani și mă duc cu el și răspunde și îmi plătește. Păi nu, stai, dacă se mai face o dată... Nu e posibilitate. Dacă se mai face o dată analiza și iese că nu e adevărat că e dânsul tatăl, îi dai bani înapoi? Păi de ce să-i dau? Păi fiindcă nu e tatăl el, dacă iese că nu e tatăl. Nu se poate să nu fie. Este, s-a făcut la București copilul lui, că n-are cum să... Poate să facă jmecherie, să dea ciobuc ceva, că altfel n-are. N-aș putea să vorbesc nimic despre probabilitatea de a fi existat sau nu o relație din care se putea sau nu naște acest copil. Ce mi se pare mai important este că acest copil există și că dacă procesul acesta a avut loc având ca temă sau ca paradigmă dacă e sau nu e domnul Stanciu tatăl biologic al copilului, problema este dacă copilul ăsta are sau nu o familie sau are sau nu un tată care să-i asigure social, psihologic, ceea ce copilul ăsta are nevoie pentru a crește. Și nu știu dacă dacă această paternizare juridică cu, cum să spun, în afară de câștigul material al pensiei alimentare, nu știu dacă copilul acela și Irina au vreun câștig real, sau în primul rând copilul, și atunci spune că această dreptate a făcut mai multă durere decât înainte. A reușit să împartă suferință. Nu știu dacă rostul justiției este să împartă suferință la toată lumea ca să fie egală. Instanțele judecătorești au putere deplină în a administra probele și în a pronunța în baza lor decizii. Că ne mulțumesc sau nu ne mulțumesc acestea, uneori poate este prea târziu să mai facem ceva. Cert este că atunci când există o hotărâre judecătorească, care este și în executare, lucrurile, oricât de spectaculoase ar părea pentru cei din exterior, pentru cei dinăuntru sunt extrem de dureroase. Shakespeare are o vorbă care este cuprinsă în câteva crâmpeie, câteva versuri. Bunul nume la bărbați și la femei e un ordor al vieților întregi. De mi se fură o pungă, nu-i nimic. A fost a mea, acum e altuia ce a fost stăpân și sclav în viața lui. Dar cine-mi fură numele meu bun, pe dânsul biet nu l-am bogățit, dar m-a lăsat pe mine cerșetor.